Puneți-vă centurile! Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ce frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi. Cu mine te voi lua, hai vino, nu te speria. Încă n-am ajuns. Aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine. Marea e albastră, o vezi în fine. Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu. Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare. Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine, cu mine te voi lua. Autobuzul magic. Pe locuri, fiți gata, start! Aerotorul e conectat la amortizor, trâncănitorul la catibator. Mereu pățesc așa. Cum iese din garanție, cum se strică? Oh, autobuzule! Dacă aș ști ce să fac cu tine... Așa, sunteți gata de repetiție? Doamna Frizzle va fi încântată. 1, 2, 3 și... Surpriză! Ura! Lipsește ceva! Sunt sigur că lipsește ceva! Tocmai fac un experiment la chimie. Îți faci tema? Fiți atenți! Amestec astea apă, nisip, ciment și va ieși ceva nou! Hop! Oh, asta lipsea! Tortul! Nu-mi vine să cred! Am uitat tortul! Cum să organizăm o petrecere de ziua doamnei Frizzle fără tort? E o catastrofă! Așa e! Oh, bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă Frizzle! Văd că ați auzit vestea și eu sunt dezamăgită. Autobuzul face figuri, așa că anulăm excursia de astăzi. Oh, nu! Nu excursia de la chimie! Nu-i nimic, doamnă Frizzle, o să ne treacă. Totul era aranjat, urma să mergem la cofetărie. Cofetărie? Bine, dar ce legătură are asta cu chimia? Cofetăria este chimie, Ralphie. E asemeni experimentului meu cu ciment. Amesteci totul și obții ceva nou, dar mai gustos. Cofetăria, de fapt, e ca o uzină chimică. Doar că e o uzină unde se fac prăjituri. Doamnă Frizzle, de luni de zile așteptăm să mergem cu toții în excursia asta. Serios? Da, așa e. Și nu cred că educația noastră ar fi completă fără să facem o excursie la cofetă. Adică vreau să spun la uzina chimică. Vai, Carlos! Cu toții gândiți la fel. Știți că nu sunt tipul de om care așteaptă ca norocul să-i cadă din cer. Nu-i așa, Lizzie? Cu sau fără autobuz, mergem la cofetărie. Ura! Bine, dragule, n-a fost prea greu, nu? Sau poate totuși... Super! Cum să luăm prăjituri când suntem de dimensiunile astea? Și mai ales, cum o să intrăm acolo? Nu putem lăsa ca o micșorare să ne strice chestii. Asta e răspunsul. O sole mio, o sole pâine, o sole cozonac. Autobuz! O sole... Autobuz! Plecat! Da, dragă, vom merge cu autobuzul acasă. Poate că e o problemă la iotascop. Sau poate la enormometru.
Vai, Liz, niciunul din torturile astea nu e cu ciocolată. Era preferatul ei. Și apoi suntem prea mici ca să putem cumpăra unul. Ah, și ce ne facem? Păi, facem noi unul. Vorbești serios? E o idee bună. Excelent! Acesta va fi un experiment chimic la scară mare. Dar cum îl facem fără să ne vadă doamna Frizzle? Va trebui să o scoatem din cofetărie. Dar o profesoară nu-și lasă niciodată autobuzul. Doamna Frizzle, știți că micșorătorul a luat o raznă? Poate că e micșorătorul, dar poate fi și maxiglobulatorul. E bine, alături se află un mare magazin de piese auto și m-am gândit că poate, cine știe. Carlos, ce idee grozavă! A reușit! Lizzie, tu ești șefa? Așa a găsit pe cine? Pe curând! Gata, Lizzie. Haide! Figaro, voi de-a luat cu cacao. Figaro, pifle cu crustă. Figaro, Figaro. Firar să fie, Molly? În cofetăria mea? Pleacă imediat de aici! Pleacă! Repede! Să mergem acolo, Lizzie! Oh, unde ești? Unde ești? Mă întorc eu imediat, vă arăt eu. Vai, a fost cât pe ce. Haideți, veniți, avem multe de făcut. Vom combina niște părți într-un întreg magnific. Cel mai bun tort din lume. Așa, întâi trebuie să adunăm și să cântărim ingredientele. Ralphie, adu două ouă. Tim și Wanda, o cană cu zahăr și multă făină. Lizzie, câte o linguriță de sare și tartar. Kisha, lapte, dar mult. Phoebe, unt. Arnold, praf de cop. Și Dorothy, tu păzești ușa și vezi să nu se întoarcă doamna Frizzle prea repede. Dar eu, oare ce am să fac? Ah, eu am să aduc ciocolata pentru tort. Iată cele două ingrediente. Oh, oprește-te, oule! Și unu, și doi, și trei! Eu sunt regele prafului de... Arnold, ești... Sunt ce, Dorothy? Oh, ești un chimist excelent! Ia uite, oțetul s-a vărsat pe praful de copt! Oare ce se întâmplă dacă folosesc asta? Perfect! E clar că-i zahăr, ingredientul meu preferat. Nu va fi ușor. Mulțumesc, Ralphie! Oh, Phoebe, la vechea ta școală nu erai atât de neunt de mânatică. Gata. Avem toate ingredientele pentru tort, mai puțin ouăle. Unde e Ralphie? Oh, eseu! Până aici e perfect. Ce se întâmplă dacă amestec mult oțet cu puțin praf de copt? Nu vei ști dacă nu încerci, Dorothy. Doamna Frizzle, v-ați întors? Mecanicul nu cunoaște diferența dintre un praforator și un carburotator. Așa că mi-am zis să vin să văd ce faceți. Doamna Frizzle, nu mă puteți ajuta la un mic experiment? Cu mare plăcere. Încă puțin, continuă. E greu când ești pe jumătate cât un hot dog. Ar putea fi mai rău, Arnold.
Nu prea văd cum. Acum văd. Nu! Ne-am mișorat iar! Ce ne face? Ce ne face? Ia priviți! Așa se întâmplă când călătorești cu echipamente neadecvate. Stai! Am o idee! Vine îndată! Super! Acum ce ne facem? Hei, ia uite! Grozav! Unde ai găsit cărămizile astea mari? Nu sunt cărămizi, hai, gustă! E sare! Hei, prieteni! Am găsit un diamant! Ia fiți atenți ce suprafață are! Uite încă unul! Și încă unul! O să fim bogați! Nu bogați, ci dulci! Ăsta e zahăr! Deci așa arată zahărul de aproape. Uite ce formă au fețele! Când eram mari, n-am băgat de seamă, dar... E diferit acum că suntem mici. Haideți! Trebuie să terminăm tortul până nu vine doamna Frizel. Puține sare, iar acum zahărul. La 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 la. Oh, pe tot aluatul. Ce se întâmplă acolo? Și acum făina. Oh, nu putem folosi făina asta. Are ceva în ea. Ba nu are. Așa arată făina de aproape. Până și făina e alcătuită din părți diferite. Nu poate fi adevărat ceea ce tocmai am văzut. Nu poate. Pentru numele Kipley. Ei, asta numesc eu puterea făinei. Și acum cel mai prim ingredient dintre toate. Ciocolata! Dacă amesteci ciocolata, îi dă o altă culoare. Sigur că da, Kisha, vedem și noi asta. Dar uite că încă mai vedem care e ciocolata și care nu. Acum ne trebuie lichidele. Fiți atenți, stați așa. Cel puțin laptele pare a fi tot lapte. Ce se întâmplă mă depășește. Or fi moliile acelea netrebnice. Repede! Centrala? Cu compania de deparazitare, repede! Vă rog! Acum să ne ocupăm de ouă. Da, toarnă laptele. Așa e. Și acum, vor să ducă ouăle de aici. Ce? Cum adică n-ați mai văzut un astfel de comportament la Molly? Serios? La fel și ție! Sare, zahăr, făină, tartar, lapte, unt, ouă, ciocolată și praf de copt. Haide, Lizzie! Ei, doamnă Frizel, acesta este un experiment chimic sau nu? Numai tu hotărăști, Dorothy. Oh, dar stai să văd ce fac ceilalți. Oh, nu! S-a întors doamna Frizel. Haide! Haide, Dorothy, găsește ceva. Scoate-o de aici. Haide, Dorothy, gândește-te. O clipă, doamnă Frizel. Ce s-ar întâmpla dacă aș pune mult praf de copt într-o sticlă de oțet? Putem afla doar într-un singur fel. Wow! Oh, ce dezastru! Țineți-o puțin. E o reacție chimică. Aici e un balon. Ce interesant! Da, și ce frumos! Ei, nu mai spune! Praful de copt și oțetul amestecate produc ceva nou, un gaz care umflă balonul. Cum ai umfla un cauciuc cu aer? Că veni vorba! Îmi trebuie cauciucuri pentru autobuz. Oare cât costă? Mă duc să văd. Mulțumesc că mi-ai amintit! Nu! Te-ai descurcat bine, Dorothy!
Nu, nu sunt țignit. Dar cine știe, poate că moliile trag mai mult la cofetăria mea. Asta e tot. Dacă vrei să faci ceva bine, atunci fă-o singur. Acum trebuie să amestecăm toate ingredientele. Ne trebuie niște unelte uriașe. Bună idee, Ralphie. Bătătoare de ouă. Ingredientele se amestecă. Da, și mai adăugăm un singur ingredient. Care? Aer. Bătătoarele introduc aer în amestec. Toate părțile se combină în ceva nou. Și așa se obține tortul de ciocolată. Dar dacă doamna Friză întreabă, spune-ne. Bucătarii și chimiștii sunt la fel. Amândoi cântăresc ingredientele. Apoi le amestecă pentru a obține un produs nou. Singura diferență e că eu pot să-l gust pe al meu. Ați auzit? Dacă o să ne vadă, ne scufundăm și gata. Când am făcut eu asta? Sau poate moliile? Am luat o razna. Toreador, pun totul în castron și în cuptor îl pun de zor. De ce e atât de cald dintr-o dată? Poate pentru că a luat foc cerul. Am plăcerea să vă anunț adăugarea ultimului ingredient, căldura. Carlos, vrei să spui că... Da, suntem în cuptor și asta înseamnă că... Ne coace! Ia stați puțin, dacă nu mă înșel, suntem într-un tort care se coace într-un cuptor încins. La vechea mea școală noi nu eram copți niciodată, decât atunci când s-a stricat aerul condiționat. Ne-am ars! Păi, tehnic vorbind, nu, dar ai prins ideea. Mi se pare mie sau acela e omul de tinichea din vrăjitorul din Oz? Hai să-l întrebăm pe Toto. Vai, ce cald e! Doamna Friză! Cred că cineva a uitat să activeze scutul termic. E mult mai plăcut. Oh, ce bine e! Mulțumesc, doamnă Friză! Cum spuneam mereu, dacă nu suporți căldura, ieși din cuptor. Dar cum? Hei, uite, se mișcă aluatul! După cercetările mele, praful de copt face bule! Ce mai e? Nu numai aluatul e pus în mișcare! Ce e zgomotul ăsta? Sunt aburi! Excelentă observație, Carlos! E atât de cald încât apa din aluat se evaporă și face bule tot mai multe și mai mari. Așa se pare că s-a îngroșat aluatul. Pentru că s-a copt tortul. Ce miros plăcut au ingredientele acestea amestecate într-un tot unitar. Acum sunt curioasă, oare cofetarul face tortul pentru un anume client? Nu se poate! O să fie gata tortul și o să ne mănânce! Numai la mâncare ți-e gândul, Arnold. Acum putem să... Mă rog, cum spuneam mereu, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Suntem terminați. Stai, am găsit. A mai rămas niște praf de copt. Da, destul. Și oțet? Din vin, din mere sau obișnuit? Cel obișnuit e bun. Ce faci, Dorothy? Ne scoate de aici. Ei bine, praful de copt plus oțetul provoacă... gazul necesar ca să ieșim de aici. Dorothy, trebuie să recunosc că ești un adevărat chimist. Mulțumesc. Hai, Carlos, mai repede!
Da, am înțeles. Autobuzul e reparat. Cine ar fi crezut? După o zi atât de încărcată, ar fi bine să... Vai, copii, e minunat. Nu știu ce să spun. Asta nu e tot, doamnă Frizel. Urmează marele final. Marele final? Despre ce e vorba? Gata, Arnold! Aici sunt! Copii, de unde ați luat un tort atât de minunat? Nu ne-ai crede dacă am spune? Cofetarul ni l-a dat nouă, zicea că nu e bun. Ce v-a legat de Molly? Oricum, noi nu l-am crezut. Îmi spuneam mereu, chimia e dulce ca prăjitura. Alo, autobuzul magic? 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 Ne mai putem înscrie? Și în sfârșit, gata cu coptul, am terminat pe azi cu tortul. În sfârșit am terminat pentru astăzi. Asta-i cofetăria unde s-a filmat autobuzul magic? Desigur, am jucat excelent. Un tenor remarcabil. Puneți-vă centurile. Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ți-e frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi. Cu mine te voi lua, hai vino, nu te speria. Încă n-am ajuns, aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă-n viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine. Marea e albastră, o vezi în fine. Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu. Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare. Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine, cu mine te voi lua. Autobuzul magic. Pe locuri, fiți gata, start. Aerotorul e conectat la amortizor, trâncănitorul la cativator. Mereu pățesc așa, cum iese din garanție, cum se strică. Oh, autobuzule! Dacă aș ști ce să fac cu tine... Așa, sunteți gata de repetiție? Doamna Frizel va fi încântată. 1, 2, 3 și... Surpriză! Ura! Lipsește ceva! Sunt sigur că lipsește ceva! Tocmai fac un experiment la chimie. Îți faci tema? Fiți atenți! Amestec astea apă, nisip, ciment și va ieși ceva nou! Hop! Oh, asta lipsea! Tortul! Nu-mi vine să cred! Am uitat tortul! Cum să organizăm o petrecere de ziua doamnei Frizel fără tort? E o catastrofă! Așa e! Oh, bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă Frizel! Văd că ați auzit vestea și eu sunt dezamăgită.
Autobuzul face figuri, așa că anulăm excursia de astăzi. Oh, nu! Nu excursia de la chimie! Nu-i nimic, doamnă Frizzel, o să ne treacă. Totul era aranjat. Urma să mergem la cofetărie. Cofetărie? Bine, dar ce legătură are asta cu chimia? Cofetăria este chimie, Ralfi. E asemenea experimentului meu cu ciment. Amesteci totul și obții ceva nou, dar mai gustos. Cofetăria, de fapt, e ca o uzină chimică. Doar că e o uzină unde se fac prăjituri. Doamnă Frizzel, de luni de zile așteptăm să mergem cu toții în excursia asta. Serios? Da, așa e. Și nu cred că educația noastră ar fi completă fără să facem o excursie la cofetă. Adică vreau să spun la uzina chimică. Vai, Carlos, cu toții gândiți la fel. Știți că nu sunt tipul de om care așteaptă ca norocul să-i cadă din cer. Nu-i așa, Lizzy? Cu sau fără autobuz, mergem la cofetărie. Ura! Bine, dragule, n-a fost prea greu, nu? Super! Cum să luăm prăjituri când suntem de dimensiunile astea? Și mai ales, cum o să intrăm acolo? Nu putem lăsa ca o micșorare să ne strice chestii. Cred că ăsta e răspunsul. O sole mio! O sole pâine, o sole cozonac. Autobuz! O sole! Autobuz! Plecat! Da, dragă, vom merge cu autobuzul acasă. Poate că e o problemă la iotascop. Sau poate la enormometru. Vai, Liz, niciunul din torturile astea nu e cu ciocolată. Era preferatul ei. Și apoi suntem prea mici ca să putem cumpăra unul. Ah, și ce ne facem? Păi, facem noi unul. Vorbești serios? E o idee bună. Excelent! Acesta va fi un experiment chimic la scară mare. Dar cum îl facem fără să ne vadă doamna Frizzel? Va trebui să o scoatem din cofetărie. Dar o profesoară nu-și lasă niciodată autobuzul. Doamna Frizzel, știți că micșorătorul a luat o raznă? Poate că e micșorătorul, dar poate fi și maxiglobulatorul. Ei bine, alături se află un mare magazin de piese auto și m-am gândit că poate, cine știe. Carlos, ce idee grozavă! A reușit! Lizzy, tu ești șefa? Așa găsit pe cine? Pe curând! Gata, Lizzy. Haide. Figaro, poi de-a luat cu cacao. Figaro, pifle cu crustă. Figaro, Figaro. Firar să fie, Molly? În cofetăria mea? Pleacă imediat de aici. Pleacă! Repede! Să mergem acolo, Lizzy. Oh, unde ești? Unde ești? Puneți-vă centurile. Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ce frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi. Cu mine te voi lua, hai vino, nu te speria. Încă n-am ajuns. Aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine. Hai cu mine! Marea e albastră, o vezi în fine. Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu. Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare!
Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit, te așteptăm pe tine. Hai cu mine, cu mine te voi lua. Autobuzul magic. Pe locuri, fiți gata, start. Aerotorul e conectat la amortizor, trâncănitorul la cativator. Mereu pățesc așa. Cum iese din garanție, cum se strică? Oh, autobuzule! Dacă aș ști ce să fac cu tine... Așa, sunteți gata de repetiție? Doamna Frizzle va fi încântată. 1, 2, 3 și... Surpriză! Ura! Lipsește ceva! Sunt sigur că lipsește ceva! Tocmai fac un experiment la chimie. Îți faci tema? Fiți atenți! Amestec astea apă, nisip, ciment și va ieși ceva nou! Hop! Oh, asta lipsea! Tortul! Nu-mi vine să cred! Am uitat tortul! Cum să organizăm o petrecere de ziua doamnei Frizzle fără tort? E o catastrofă! Așa e! Oh, bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă Frizzle! Văd că ați auzit vestea și eu sunt dezamăgită. Autobuzul face figuri, așa că anulăm excursia de astăzi. Oh, nu! Nu excursia de la chimie! Nu-i nimic, doamnă Frizzle, o să ne treacă. Totul era aranjat. Urma să mergem la cofetărie. Cofetărie? Bine, dar ce legătură are asta cu chimia? Cofetăria este chimie, Ralfi. E asemenea experimentului meu cu ciment. Amesteci totul și obții ceva nou, dar mai gustos. Cofetăria, de fapt, e ca o uzină chimică. Doar că e o uzină unde se fac prăjituri. Doamnă Frizzle, de luni de zile așteptăm să mergem cu toții în excursia asta. Serios? Da, așa e. Și nu cred că educația noastră ar fi completă fără să facem o excursie la cofetă. Adică vreau să spun la uzina chimică. Vai, Carlos! Cu toții gândiți la fel. Știți că nu sunt tipul de om care așteaptă ca norocul să-i cadă din cer. Nu-i așa, Lizzie? Cu sau fără autobuz, mergem la cofetărie. Ura! Bine, dragule, n-a fost prea greu, nu? Sau poate totuși? Super! Cum să luăm prăjituri când suntem de dimensiunile astea? Și mai ales, cum o să intrăm acolo? Nu putem lăsa ca o micșorare să ne strice chef. Ăsta e răspunsul. O sole mio, o sole pâine, o sole cozonac. Autobuz! O sole! Autobuz! Plecat! Da, dragă, vom merge cu autobuzul acasă. Poate că e o problemă la iotascop. Sau poate la enormometru. Vai, Liz, niciunul din torturile astea nu e cu ciocolată. Era preferatul ei. Și apoi suntem prea mici ca să putem cumpăra unul. Ah, și ce ne facem? Păi, facem noi unul. Vorbești serios? E o idee bună. Excelent! Acesta va fi un experiment chimic la scară mare. Dar cum îl facem fără să ne vadă doamna Frizzle? Va trebui să o scoatem din cofetărie. Dar o profesoară nu-și lasă niciodată autobuzul. Doamnă Frizzle, știți că micșorătorul a luat o raznă?
poate că e micșorătorul, dar poate fi și Maxi Globulatorul. Ei bine, alături se află un mare magazin de piese auto și m-am gândit că poate cine știe. Carlos, ce idee grozavă! A reușit! Lizzy, tu ești șefa? Așa găsit pe cine? Pe curând! Gata, Lizzy. Haide! Figaro, voi de-a luat cu cacao. Figaro, pifle cu crustă. Figaro, Figaro. Fir ar să fie, Molly? În cofetăria mea? Pleacă imediat de aici! Pleacă! Repede! Să mergem acolo, Lizzy! Oh, unde ești? Unde ești? Mă întorc eu imediat, vă arăt eu. La, 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 la. Vai, a fost cât pe ce. Haideți, veniți, avem multe de făcut. Vom combina niște părți într-un întreg magnific. Cel mai bun tort din lume. Așa, întâi trebuie să adunăm și să cântărim ingredientele. Ralphie, adu două ouă. Tim și Wanda, o cană cu zahăr și multă făină. Lizzy, câte o linguriță de sare și tartar. Kisha, lapte, dar mult. Phoebe, unt. Arnold, praf de cop. Și Dorothy, tu păzești ușa și vezi să nu se întoarcă doamna Frizzle prea repede. Dar eu, oare ce am să fac? Ah, eu am să aduc ciocolata pentru tort. Iată cele două ingrediente. Oh, oh, oprește-te, oule! Și unu, și doi, și trei! Eu sunt regele prafului de cop! Oh! Arnold, ești... Sunt ce, Dorothy? Oh, ești un chimist excelent! Ia uite, oțetul s-a vărsat pe praful de copt! Oare ce se întâmplă dacă folosesc asta? Perfect! E clar că-i zahăr ingredientul meu preferat. Nu va fi ușor. Oh!